soții și copiii la împodobirea bradului. Asta a fost activitatea militarilor din cadrul garnizoanei Medcidia. Au lăsat deoparte pentru câteva momente activitățile zilnice și au pregătit podoabe pentru bradul de Crăciun. Nu-i nimic, uite, acum am venit să învățăm. N-a venit nimeni pregătit. Uite, avem carton, avem... Hai, face și voi. Eu vă arăt cum. Crezi cât e de ușor. Este o activitate organizată de către Asociația Soților de Cadre Militare din Medcidia și având în vedere că astăzi este și ziua internațională a voluntariatului, eu sunt în calitate de voluntar la această activitate să ajutăm doamnele, părinții să desfășurăm această activitate în condiții cât mai bune, adică copiii să învețe și să creeze ghirlande, diferite decorațiuni pentru pom și într-un final să decoreze pomul de Crăciun. Asociația se dorește a fi un cerc de studiu și opinie. Scopul principal reprezintă afirmarea condiției și rolului soțiilor de cadre militare în plan profesional și social. Nou înființată la Medcidia, echipa este deja prezentă cu diverse activități. Scopul activității de astăzi este să unim copiii din membrilor Asociației Soților de Cadre Militare și să ajutăm la împodobirea bradului, să facem ornamente handmade, ne dorim un brad handmade. Facem globulețe, facem ornamente, fel și fel de ornamente. Într-adevăr, suntem la început, ne-am înființat pe 19 septembrie. În momentul acesta ne bucurăm că avem persoane care ne sprijină și sunt alături de noi. Ne dorim la cât mai multe persoane să facă parte din această asociație și eu personal spun că nu o să regrete participarea înscrierea în asociație. Pentru cei prezenți, întâlnirea a fost una benefică. Militarii spun că astfel de evenimente sunt folositoare, mai ales familiilor celor plecați în misiuni. În acest fel, copiii, dar și părinții pot să participe alături de colegi la diverse activități. Eu am făcut parte a acest colectiv foarte mult timp. Acum, din cauza studiilor care trebuie să le continui, sunt la București. Am venit cu mare drag în acest weekend să fiu lângă această familie pentru mine, să fiu alături de copiii mei, de soție, de toți copilașii tăi frumoși, care se bucură atât de mult să împodobească bradul, să facă toate ornamentele astea pentru Crăciun. Deci această activitate este importantă pentru noi și pentru copii, deoarece ne aduce posibilitatea și oportunitatea de a ne cunoaște mai bine și noi, soțiile de cadre militare și copiii între ei. Asociația Soților Cadrelor Militare din Medcidia consider că are o maximă importanță pentru închegarea colectivului, în primul rând, pentru, aducerea copiilor în prim planul activităților de Crăciun. Consider că are un scop nobil pentru copii în preajma sărbătorilor. Micuții au confecționat diverse decorațiuni. Toate au fost realizate cu multă dragoste, deoarece sunt pregătite pentru întâlnirea cu moșul. O steluță din sfoară și aracetă. Pentru ce anume? Pentru sărbătoarea de Crăciun, ca să împodobim bradul. Pe Moș Crăciun! Și ce știi tu despre Moș Crăciun? Moș Crăciun vine cu cadouri. Dar la tine crezi că va veni anul acesta Moș Crăciun? Da! Vreau să fac un glob. Pentru ce anume? Pentru săptămâna de Crăciun să împodobesc bradul. Și cine te-a învățat pe tine ca să confecționezi? Mama! Chiar dacă este la început de drum, Asociația Soțiilor de Cadre Militare din Medcidia are deja proiecte. Știi, nu,